Reconstrucția pasarelei Gelu, care leagă cartierele Dâmbovița și Iosefin, este aproape de finalizare. Investiția este suportată integral din bugetul primăriei Timișoara. Lucrările se află acum în etapa de montare a hidroizolației și de armare a ultimei bucăți de zid de sprijin pe malul drept al Begăi. Mă bucur că în câteva săptămâni și bicicliștii și pietonii vor putea folosi noul pod, care va fi accesibil tuturor, declară primarul Dominic Friț. Noul pod va fi gata până la data de 27 aprilie și va avea rampe de acces în locul scărilor abrupte proiectate în anul 1949. Pentru noul pod este asigurat un spațiu suficient pentru traseele pietonale, pistele pentru biciclete, cât și pentru scoaruri și spații verzi. Investiția totală depășește suma de 12 milioane de lei, banii fiind achitați integral din bugetul local al primăriei municipiului Timișoara.